Bună ziua și un an nou plin de braiză și cu multă, multă sănătate. Dragi studenți, avem și o parte din colegii noștri prezenți aici, distinși colegi. Am pregătit pentru voi o serie de prelegeri interesante ținută de o serie de practicieni renumiți în diferite domenii. Continuăm seria de întâlniri cu Radu Turcescu. Dați-mi voie să-l prezint pe Radu. El este strateg de relații publice, specialist în gestionarea crizelor de imagini și în construirea de strategii de comunicare. Lucrează cu lideri de companii, dar și cu lideri politici și ajută să-și îmbunătățească imaginea, să-și protejeze imaginea și mai ales să comunice în mod eficient. Acum vă las în compania lui Radu, mulțumindu-i toată că a acceptat invitația noastră. Radu, ai cuvântul și mult succes în prezentarea pe care ai pregătit-o pentru studenții noștri. Salutare, Adrian, și mulțumesc frumos pentru introducere. Bună dimineața, dragilor. În primul rând, la mulți ani și vă doresc un an 2022 genial. Să sperăm că, în primul rând, va fi multă sănătate și, în rest, lucrurile cu siguranță se vor rezolva. Eu propun să procedăm în felul următor. Astăzi avem la dispoziție o oră, din câte am înțeles. Și mă gândeam să vă spun câteva cuvinte despre mine, ca să avem o mică introducere și un mic context. Apoi, pentru că voi aveți un curs despre influenceri, despre blogging și vlogging, mă gândeam să discutăm un pic despre rolul influencerilor, dar dintr-o altă perspectivă, și anume din perspectiva crizelor de imagine, pentru că am aici o poveste foarte interesantă. Iar la final, dacă sunteți de acord, putem să facem două lucruri. Ori luăm niște întrebări sau atingem niște topicuri pe care le aveți voi și n-am niciun fel de problemă să discutăm despre ce doriți, sau facem un mic exercițiu și o să-l vedeți la final. Dacă este în regulă, eu zic că putem să începem. Încă un lucru, dacă se poate în următoarea oră, aș avea o singură regulă sau o singură rugăminte, și anume să ridicați mâna și să puneți întrebări ori de câte ori aveți nevoie, pentru că aș vrea să fie o discuție interactivă. Ideea este ca la final să rămâneți cu ceva, nu vreau să fie chestii în care să vorbesc numai eu sau să fie ceva pur teoretic. Ok? În regulă? Începem? Perfect. Numele meu este Radu Turcescu, ca idee, fără niciun fel de legătură cu Robert Turcescu. Deși el spune că nu este unchi, eu nu cred că nu este unchi, pentru că la un moment dat cineva de prin Canada cu numele Turcescu ne-a făcut, ne-a luat ADN-ul și ne-a făcut arborele și, în fine, se pare că provenim din locuri diferite. Una peste alta, de fiecare dată când intru într-o conferință sau într-o discuție, ori mi se spune Robert, ori mă întreabă lumea dacă sunt rudă cu Robert Turcescu, așa că să clarificăm la început că nu sunt. Am 34 de ani. De formare sunt specialist în marketing, sau în fine am terminat marketing la SEB București și m-am stat în cercetare de marketing. Iar acum sunt doctorand la SNSP în zona de sociologie. Activitatea mea este destul de interesantă în principiu. Când eram în liceu, mi-am propus foarte mult să... Îmi doream să lucrez în bancă. La momentul respectiv era o chestie foarte interesantă să lucrez în bancă. Era visul multor colegi de ai mei. Pentru că, din ce știam, salariile sau media salariilor era destul de ridicată. Ulterior am aflat și de ce e atât de ridicată. Practic, în momentul în care ai câteva salarii de câteva zeci de mii de euro, evident că orice salariu mic crește ca și medie. Evident, asta nu știam când am decis să lucrez în bancă și am reușit să lucrez în bancă pentru fix 30 de zile. În anul 2 de facultate, 2008. Practic, n-am reușit să-mi acopăr investiția, pentru că am plătit 300 de euro și am câștigat mult mai puțin decât am plătit. După 30 de zile mi-am dat seama că n-am ce căuta acolo, că nu este un loc pentru mine și am încercat să aleg calea antreprenoriatului.
Și aici, la calea antreprenoriatului, am avut vreo 3 idei de afaceri pe care am încercat să le deschid. Întâi un depozit de distribuție de băuturi alcoolice și non-alcoolice, apoi o firmă de software, apoi am încercat să iau și fonduri europene, ceea ce a fost o mare provocare. Până când mi-am amintit, la un anumit moment, bună dimineața, Liliana. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Până când mi-am amintit la un anumit moment că în facultate eu am făcut relații publice ca și curs. Și am avut o mică problemă în sensul în care am făcut vârsta de vânt. Și pentru că am făcut vârsta de vânt, a trebuit să învăț super, am ratat nota de la seminar și a trebuit să învăț super bine pentru examenul scris ca să promovez. Și mi-a plăcut foarte mult. Ideea de PR mi s-a părut foarte, foarte interesantă. Astfel că am început un pic să studiez despre ce înseamnă acest domeniu și cum pot eu să activez în el. Și am înființat, la vremea respectivă, cred eu, dacă cineva mă poate contrazice, niciun fel de problemă, dar cred eu că era prima agenție de relații publice din Galați. Practic, ceea ce făceam era, în propriu spus, o agenție. Eram un singur om și tot ceea ce făceam era să mă duc la oameni de afaceri pe care îi cunoșteam și să le spun, uite, oameni buni, vreți să apăreți în presă? Păi da. Vreți să apăreți în presă pe gratis? Păi da. Uite, hai că eu vă pot așa să facem treaba asta împreună. Și am făcut acest lucru, cred că vreun an de zile. Poate cea mai cunoscută firmă din Galați cu care am lucrat, repet, dintre cei pe care îi cunoșteam, nu, chiar nu-mi permiteam să mă duc foarte sus, a fost compania de distribuție New Rolax. Bănuiesc că ați auzit, e o firmă care la un dat distribuia băuturi alcoolice și non-alcoolice. Acum nu mai știu foarte bine ceea ce fac, dar am ajuns la ei pentru că unul dintre acționarii mi este prieten, de familie și cam așa am reușit. Ulterior, am descoperit ce înseamnă partea de public speaking, participând la un seminar gratuit al lui Loran Soare-Sas. Loran Soare-Sas acum nu mai trăiește, Doamne ferește, scuze, nu mai locuiește în România. El s-a mutat între timp în Portugalia cu soția lui. Dar am participat la cursul acesta. L-am văzut pe Loran, care se simțea super bine vorbind în public și am zis, da, asta trebuie să fac și eu. Așa că am zis că am nevoie de cineva să mă ajute un pic pe partea de public speaking și l-am avut coach pe Paul Ardeleanu, pe care probabil o să vorbească și el cu voi zilele acestea. Și am început să organizez evenimente de relații publice în orașele importante din România. Mărturisesc că în Galați nu am fost. Nu mă întrebați de ce. Am avut o reticență în permanență să vin să organizez în Galați treaba asta. Și am organizat aceste evenimente în Galați. În România, îmi cer scuze. Și mergeam din oraș în oraș. Cel mai mare seminar a fost de vreo 350 de persoane la Constanța. În principiu erau antreprenori. Mergeam din oraș în oraș și le explicam acestor oameni de afaceri de ce ar trebui să-și construiască o imagine mai bună atât în mediul online, dar inclusiv în mass media. Și am făcut treaba asta cred că vreo 2 ani și jumătate, țin minte că aveam un program infernal, plecam luni de acasă, marți aveam seminar, miercuri aveam seminar, joi aveam seminar și joi seara mă întorceam. A fost foarte interesant, a fost o experiență incredibilă și a fost o experiență incredibilă pentru mine, pentru că dincolo de teoriile din cărți pe care le poți învăța despre cum să-ți construiești niște mesaje care să atragă, am reușit să și aplic aceste lucruri. Țin minte că la început seminarul dura 2 ore și cam după o oră oamenii începeau să plece. Și era destul de frustrant, pentru că îmi dădeam seama că este seminarul foarte greu, era foarte multă teorie, era foarte plictisitor, a fost ciudat. Dar încet, încet, pe măsură ce am perseverat, că am și eu piticii mei pe creier și unul dintre ei este ambiția care mă duc înainte, mă duc până mă dau cu capul de tot ce se poate. Am perseverat și reușeam să țin 2 ore și jumătate câteva sute de oameni în fața mea liniștit. Până când domeniul, și cred că o să vă spună și Paul despre treaba asta, dacă o să povestească, că și el practic făcea același lucru cu mine în același timp. La un moment dat, domeniul a devenit, hai să spunem, mai puțin profit,
stabil, era foarte multe persoane care făceau seminarii gratuite. Când începusem noi eram vreo 5 în toată țara, ulterior au apărut extrem de mulți. Lumea deja se cam plictisise de evenimente, practic în fiecare oraș era în fiecare săptămână cel puțin un eveniment. Practic nu poți să stai tu ca om de business numai să vii în permanență la seminarii gratuite și să participi la astfel de evenimente. Și am renunțat. Am renunțat și în momentul în care l-am cunoscut pe Mihai Stănescu. El este mai puțin cunoscut în spațiu public, dar este cel care a adus business coaching-ul în România. Business coaching-ul este așa un domeniu destul de ciudățel în România încă. Practic, un business coach te ajută să îți identifici anumite aspecte din afacere pe care să le poți dezvolta astfel încât tu, ca om de business, să te poți dezvolta. Și am început să lucrez cu Mihai Stănescu. Am lucrat cu el 2 ani de zile, timp în care, la un moment dat, mi-a pus următoarea întrebare. Radu, tu ai niște servicii, și anume consultanța de PR, că începusem să fac, tu ai niște servicii mai aparte. De ce încerci să le vinzi în stil retail? De ce încerci să le vinzi pe cursuri, pe programe, pe lucruri cumva ieftine? Și de ce nu încerci să oferi consultanță către liderii de companie? Și în momentul ăla a fost o întrebare care mi-a rămas în minte vreun an de zile. Și la momentul respectiv, când am fost pregătit mental pentru răspuns, am zis, gata, stop, eu nu mai fac seminarii și încep să fac consultanță. Și acum, întrebarea este, cum încep să faci consultanță de PR? În condițiile în care antreprenorii mici nu cumpără astfel de servicii, în condițiile în care nu ai în spate o agenție, în condițiile în care lumea nu poate cunoaște la acel nivel, chiar dacă eram cunoscut cumva prin seminarii, nu eram cunoscut la nivel de corporații, la nivel de country manager, la nivel de CEOs. Și în mintea mea, singura metodă pe care am găsit-o la momentul respectiv a fost să-mi fac un cont de LinkedIn. LinkedIn, pentru cine nu știe, dar bănuiesc că ar trebui să știți, este un fel de Facebook al rețelelor profesionale. Și mi-am făcut un cont de LinkedIn, mi-am făcut acolo un mic CV cu o mică experiență. M-am conectat în principiu cu toți country managerii, general managerii, CEO-ii din România care i-am găsit pe rețea. Și am început să le trimit mesaje pe LinkedIn. Le zic, bă, uite, eu fac asta. Evident că tu nu ai nevoie de servicii meu, nu le spuneam asta, dar în mintea mea asta era, oricum habar n-ai ce fac și nu ai nevoie de servicii meu, eu vin spre tine, ceea ce din nou am o mică problemă, dar dacă totuși ai nevoie de ajutor și vrei să comunici mai bine, te pot ajuta să. Da, din 100 de mesaje, hai să zicem că îmi răspundeau 10. Din aia 10, să zicem, pentru că sunt așa o firmă mai optimistă, că mă întâlneam cu 5. Din aia 5 cu care mă întâlneam, poate lucram cu, nu știu, 0,5%. Poate. Deci undeva era destul de complicat, mai ales pentru că când mergi tu spre cineva să-ți vin serviciile, automat pleci cumva inferior în discuție. E normal, este logic. Apoi, consultanța asta de PR, cred că este destul de nouă în România, chiar dacă PR se face prin agenții, consultanța pentru liderul de companie este destul de nouă. Și mai mult decât atât, era destul de frustrant că mă duceam la o întâlnire, după ce aveam o discuție telefonică sau aveam o discuție pe LinkedIn cu acești oameni, stabileam întâlnirea, aveam un program în București, mai mult de 3-4 întâlniri, nu ai cum să iei într-o zi pentru că este traficul foarte infernal și te chinui să ajungi de o parte în alta. Ajungeam la întâlnire și oamenii ăștia îmi spuneau, bă, știi, totuși tu cu ce te ocupi? Și îmi dădeam seama în momentul ăla că practic toată munca de până atunci, la telefon, la mesaje, la ceea ce postam pe LinkedIn părea zero, adică omul nici măcar nu se uita. Asta se întâmplă de obicei când mergi tu spre cineva să-i faci propunerea. Pe de altă parte, această etapă a fost foarte importantă pentru că am întâlnit câțiva oameni foarte, foarte mișto și am ajuns să lucrez cu niște companii destul de interesante, printre care Ocean Fish, printre care Negro 2000, mai ales pe crize de imagine, CEO și board-ul de companii de 100 de milioane de cifre de afaceri, care
m-au văzut mai tânăr și mai ambițios și am spus, bă, hai să-i dăm de asta o șansă. Și ușor, ușor, evident că am încercat să-mi fac treaba cât mai bine și am ajuns în punctul în care să fiu și recomandat. Dar a fost o perioadă destul de ciudățică. Și în această perioadă mi-am descoperit un pic pasiunea pe ce înseamnă crizele de imagine. Și o să vorbim un pic despre aceste crize de imagine, cum am spus, din perspectiva influencing-ului. Aceste crize de imagine pe mine m-au fascinat întotdeauna pentru că mi s-a părut foarte interesant modul în care, ca și organizație sau ca om, poți să fii sus, să-ți vinzi produsele super bine și în 2 zile să nu mai vinzi nimic. Este fascinant. Deci pur și simplu în acest moment, în acest context super ciudat cu internetul și cu tot, nu e nevoie de mai mult de 2-3 zile ca afacerea ta să plece de sus, așa. Indiferent de dimensiunea companiei. Și am văzut, repet, companii, de exemplu Ocean Fish, au avut o criză de imagine ciudățică, o să vă povestesc imediat despre ea. O criză de imagine ciudățică și au pierdut accesul la Lidl. Automat, când ai pierdut accesul la Lidl și la Mega Image, deja business-ul tot... Bun, toate bune și frumoase până aici. Cum spuneam, ofer în continuare consultanță. Am oferit și ceva training-uri de crize de imagine. Cum să te pregătești, cum să gestionezi, cum să rezolvi înainte de o criză ca să fii un pic pregătit. Dintre companiile care am lucrat pe partea de training, o companie pe care sigur o știți pentru că este și din Galați, este Hygienium, care face parte din Grande Gloria și o companie destul de importantă la nivel național. Și în continuare ofer consultanță pe partea de imagine pentru liderii de companie. Bun, acum v-am spus aceste lucruri un pic, nu ca să mă laud, asta este sună bine. Nu ca să mă laud, ci ca să avem un pic un context, să vedem un pic unde mă încadrez ca să vă explic și de ce anumite lucruri pe care o să vi le spun au sens. Și aș vrea să vă povestesc un pic despre vreo 2 crize în care am fost implicat. Pentru că în cursul nostru de astăzi, sesiunea noastră de astăzi se numește crizele de imagine, drumul spre umilire publică. Și adevărul este că în aceste momente, odată cu dezvoltarea internetului, orice mică criză de imagine poate deveni o mare problemă pentru o companie sau pentru o persoană. Și o să vă dau 3 exemple în acest sens. Primul exemplu nu este din România, ci este din Statele Unite. Și s-a întâmplat prin 1970. Undeva aici, anii 70. În anii 70, o mămică se urcă într-o mașină, în mașina ei personală, un Audi 80. Era pe alee. Pornește mașina. Vrea să iasă de pe alee. Apasă frâna. Mașina înaintează. Își lovește copilul și îl omoară. Este poveste cât se poate de reală. Evident că e o poveste, în primul rând, este tragică și din cauza faptului că este tragică, a tras atenția opiniei publice. Practic, toată lumea a început să vorbească despre acest subiect. Mămica a fost invitată la televiziuni, era din televiziune în televiziune, din reportaj în reportaj și explica cum mașina ei Audi accelerează la apăsarea frânei. Mai mult decât atât, a apărut sindromul accelerației subite. Alți șoferi de Audi întâmpinau aceeași problemă. Apăsau frâna și mașina lor accelera. Astfel că au ajuns în instanță, în ceea ce se numește class action în Statele Unite, când se strâng mai multe persoane, mai multe victime, cu ghilimele de rigoare, și dau în judecată o anumită companie. Iar în instanță, surpriză, Audi a câștigat. Pentru că n-au putut demonstra științific că poți să apeși frâna și mașina să accelereze. Mai mult decât atât, în instanță, sub jurământ, mămica și-a amintit că totuși, în ziua respectivă, ar fi apăsat accelerația și nu frâna. 15 ani
vânzările Audi nu și-au mai revenit. Și totul a pornit de la o informație greșită până la urmă. Adică ce vedem acum cu povestea asta, cu fake news-uri, acestea au existat în permanență. Diferența de astăzi stă în faptul că internetul a devenit principalul pericol pentru reputație. Și o să povestim imediat acest lucru. Acum, o criză în care am fost implicat este criza pe care au avut-o cei de la Ocean Fish. Bănesc că fiecare dintre voi a cumpărat măcar o dată ceva de la Ocean Fish. Ei sunt recunoscuți pentru somon, dar au tot felul de produse pe care le-au dezvoltat în timp. În cazul în care vă întrebați dacă Ocean Fish este o firmă norvegiană, așa cum au încercat să comunice, nu. Este o firmă din Republica Moldova, care are, evident, producția în România. Dar se pare că au reușit așa de bine să împachetteze, încât ai senzația că este o firmă norvegiană. Și ca o scurtă paranteză, apropo de împachetatul bine în marketing, la fel de bine împachetează și cei de la care vând diamante, la Taylor. Dacă, în cazul în care sunteți curioși ce este această companie, este o companie care se poate de românească și felicitări lor și se numește Taylor pentru că proprietarii au avut o casă de amanet pe strada Taylor, numărul 25 din București. Dar au transformat-o într-un super business pe partea cealaltă. Închidem paranteza. Bun, deci ce s-a întâmplat cu acești oameni de la Ocean Fish? Ei vând somon în principiu. Ei vând somon, este cel mai important produs al lor. Undeva în Constanța, un nene de la ANPC a anunțat în presă că Ocean Fish vinde hering în ambalaj de somon. De fapt, unde este problema? Ocean Fish are un produs care se numește Matias. Se numește Matias. Este o linie. Este o linie de produse. Matias în olandez înseamnă hering. Și au Matias salmon, Matias ustroi, Matias corbei gras. În fine, sunt mai multe tipuri de produse. S-a dus omul nostru la Mega Image în Constanța, omul de la NPC, se uită pe etichetă, vede că scrie Matias Salmon, adică hering cu aromă de somon. Întoarce produsul, se uită pe spate și vede că scrie la ingrediente că era doar hering. Și trimit un comunicat de presă către agențiile de presă, gen Mediafax și Ager Press, cum că Ocean Fish vinde hering în ambalaj de somon. Evident, heringul fiind un pește un pic inferior somonului, a ieșit un întreg scandal pe chestia asta. Mai mult decât atât, problema a fost că această criză de imagine a izbucnit vineri după amiază, ceea ce a fost o mică problemă în a putea să găsești o listă de jurnaliști unde să-ți propui, practic, reacția până luni. De obicei, în weekend, lumea nu prea lucrează. Ce s-a întâmplat, de fapt? Cum au ajuns ei în criza asta? Pe produsul respectiv, scriam Matia Salmon și avea o exprimare, avea încă o propoziție unde, un pic mai jos de titlu, care se numea filet de hering. Practic, știai că este filet de hering. Dar la în urma unui rebranding, apropo de cum poți să intri în criză de imagine prin marketing, la un rebranding, oamenii ăștia au eliminat exprimarea de pe etichetă filet de hering. Și a rămas doar Matia Salmon. Ei, așa au reușit performanța cu ghilimele să ajungă în criză de imagine. Chiar dacă noi am reușit să intrăm în presă repede, să dăm un comunicat de presă repede, să avem poziții pe Facebook repede, pentru că viteza contează foarte mult în gestionarea unei crize de imagine, oamenii de la Ocean Fish au pierdut, cum am spus, Lidl pentru o perioadă mai scurtă de timp și au pierdut Mega Image, pentru că aceste companii foarte mari de retail, când apare o criză de imagine, primul lucru pe care îl fac este să se debaraseze de situație. Așa că au spus, bă, nu știu ce ați făcut voi, ce fel de somon hering ați vândut, dar eu vă garantez că la noi în magazine nu mai apăreți. Această criză, care e de fapt o,
o criză cel puțin stupidă, pentru că pur și simplu i-au schimbat eticheta. Bun, ok, nu s-au gândit că poate să ajungă aici, dar atât au făcut. Produsul a rămas același și au un produs de 15 ani pe piață. Această criză a fost amplificată foarte mult de social media. Practic, odată apărută știrea în presă și publicată de în social media de către ziare și de către reviste, ea a fost amplificat de comentariile pline de ură ale oamenilor. E o chestie foarte interesantă aici. Deci, în momentul în care așa funcționează natura umană, așa funcționează mintea omului, ne place foarte, foarte mult și ne concentrăm extraordinar de mult pe partea negativă. Mult mai mult decât ne concentrăm pe partea pozitivă. Astfel că în momentul în care vedem o știre negativă de genul ăsta, uite, Ocean Fish încearcă să-și păcălească clienții, în secunda 2, e ca și cum ne bucurăm un pic. E o sărbătoare, este o fericire în mintea noastră. Ia uite ce a făcut ăsta, încearcă să mă păcălească pe banii mei, aha, l-am prins și l-am taxat. Și cum îl taxez? Evident că nu pot să mă duc la fabrică, la Ocean Fish și să îi arunc cu peștele în vitrină. Dar ce pot să fac este să comentez pe Facebook. Și să comentez pe Facebook și să distribui pe Facebook și să comentez pe grupurile de pe Facebook și să comentez la secțiunile de comentarii ale știrilor. Și așa se formează percepția și se continuă percepția. Diferența față de acum 20 de ani, 30 de ani este următoarea. Dacă acum 20 de ani o criză de imagine apărea într-un ziar, erau și puține ziare, a doua zi situația se schimba. A doua zi ei treceau la un alt subiect. Acum cu apariția social media, în principiu nimeni nu mai este în siguranță. Fie că ești persoană fizică, fie că ești persoană juridică, există riscul ca cineva să te vorbească de rău acolo, să te vorbească atât de mult de rău, încât să nu reușești să mai ieși din această criză. Și este nevoie doar de câteva zile de în care mesajul să se repete, să se repete, să se repete, astfel încât percepția să se formeze. Pentru că este foarte simplu să construiești pe percepție negativă. Și apropo de cât de simplu este să construiești pe percepție negativă, la undeva la... Deci criza Ocean Fish a fost în... în vară. Dacă nu mă înșel, luna iulie. Sau nu, luna iunie, ca să fiu mai corect. În 6 luni mai târziu a apărut din nou o criză de imagine, tot pe somon, la compania Negro 2000, pe care din nou i-am ajutat să-și gestioneze criza. A fost un pic mai simplu acolo, n-a fost nimic spectaculos. Dar sunt două lucruri foarte interesante care ar trebui observate aici și motivul pentru care vă și spun această poveste. După a doua criză, a celor de la Negro 2000, nimeni din piață, niciun producător de pește, nu mai vindea somon. Nici măcar cei care nu fuseseră implicați într-o criză de imagine. Pentru că percepția despre somon crescuse. Ori lumea vindea herring în ambalaj de somon, ori avea listeria, ori habar n-am, era făcut pe vapor, ori era această percepție, iar oamenii nu mai vindeau, companiile nu mai vindeau somon. Iar al doilea lucru foarte interesant pe care l-am observat, este că la, să zic, din nou 6 luni distanță, a intrat pe piață un nou producător de pește. Pentru că, în general, se mai practică treaba asta. Creează percepție negativă despre un anumit domeniu, faci loc în piață, nu mai vinde nimeni și apare cel nou. Este că este foarte, foarte interesant. Bun, acum... v-am spus că mi se pare interesant să studiem un pic partea de influencing, pentru că voi aveți un curs de vlogging, blogging și influencing marketing. Evident că această treabă de influencer a explodat în această perioadă. Și a explodat pentru că s-a dezvoltat foarte mult partea de YouTube și partea de Instagram. Și tot mai mulți oameni se filmează făcând anumite lucruri în speranța în care vor fi urmăriți și evident că vor deveni cumva niște lideri de opinie. Ei, treaba asta de influencer, ea a existat în permanență, să știți. Nu e o chestie pe care a inventat acum civilizația. Practic, un influencer este o persoană
Este un lider de opinie, o persoană care a realizat ceva în viața ei pe anumite, anumite competențe și care reușește prin impactul pe care îl are, prin credibilitatea pe care o are, reușește să influențeze anumite decizii ale altor oameni. Am văzut asta cu toții. Cum se folosește ea în, în marea parte a timpului este prin promovarea de produse. Sunt foarte cunoscut, am 1 milion de urmăritori pe YouTube sau, sau pe Instagram, sunt super vedetă, tot merge foarte bine și foarte frumos. Practic, eu pot să influențez vânzarea de produse prin, prin impactul pe care l-am asupra celor pe care, asupra celor care mă urmăresc. Dar mai există o variantă care mi se pare foarte interesantă. Au fost folosiți influenceri pentru a distruge imaginile unor companii. Și aici avem un exemplu din România care mi se pare extraordinar de relevant și din care oricine poate învăța extraordinar de multe lucruri. Și mă refer la compania Plash Bio. Pentru cei care nu știu cine este Plash Bio, este o companie producătoare de creme cosmetică din Ploiești. Doamna care le produce se numește Ioana Marinescu, este o farmacistă care a investit ceva bănuți și a construit o mică fabrică în Ploiești. Așa cum am spus mai devreme, Ioana, și vă spun această poveste pentru că știu destul de în detaliu situația și o să vă povestesc și de ce. Așa cum am spus mai devreme, Ioana și-a construit o afacere de succes. Ajungând la 2-3 milioane cifre de afaceri, ceea ce este ceva, prin acești influencer de pe Instagram. Practic, le oferea niște sume de bani, iar ei reușeau să-i vândă produsele și serviciile. Doar că în 2020, fix în a treia zi de Paște, primesc un mesaj pe telefon de la un număr din Londra, care spunea, uite, avem o mică criză de imagine, hai să stăm puțin de vorbă. Și eu zic, ok, mă pot suna oricând, sunt aici. Era, de fapt, sora Ioanei Marinescu, care Ioana Marinescu ajunsese și companiei Plash Bio, ajunsese într-o criză de imagine foarte serioasă, pentru că o altă influențăriță, pe care o cheamă Nicoleta nu știu cum, care a fost pe la Insula Iubirii ceva, și nu mă întrebați foarte multe detalii de genul ăsta, că nu le știu, a fost pe la Insula Iubirii, a început să facă niște story-uri pe Instagram despre cât de proaste sunt produsele de la Plash Bio. Și nu numai că sunt produsele proaste, ci foarte important, cremele care se aplică pe tenul domnișoarelor și care ar trebui să rezolve partea acneică, de exemplu, fac mai mult rău. Au reușit să găsească 2-3 domnișoare care să își arate tenul extrem de afectat de acnee. Nu este foarte clar dacă era afectat înainte sau după folosirea cremelor. Au avut 2-3 exemple, pentru că n-ai nevoie de mai mult. Au creat un grup de Facebook unde aveau la un moment dat peste 100.000 de membri. Vă dați seama ce înseamnă 100.000 de membri într-un grup de Facebook care în permanență toacă și toacă și toacă. Iar domnișoara aceasta, Nicoleta, tot ce făcea toată ziua era să facă story-uri pe Instagram în care să explice cât de proaste sunt produsele, ce activitate nasoală, pe românește, are Ioana Marinescu și de ce, practic, ar trebui această companie să dispară. Eu am vorbit cu Ioana la a treia zi de Paște, mi-au solicitat ajutorul, le-am spus că eu că îi pot ajuta, știam și ce este de făcut de principiu. Cumva relația s-a oprit acolo, la acea discuție, mi-au spus, Radu, hai zi-mi cât ne costă discuția asta, te plătim? Zic, bă, nu, e ok, v-am ajutat cât am putut, dacă vreți să continuăm colaborarea, să luăm un contact, nici un fel de problemă. Hai că ne gândim, ok. După 2 zile mă sună sora Ioanei Marinescu și o spune, bă, uite care e chestia. Noi n-am ales pe nimeni, în momentul ăsta habar n-avem ce să facem, nu știu cu cine să lucrăm, n-avem încredere nimeni, așa că o să facem noi pe cont propriu. Și ok, în regulă. Au apelat la un avocat
cei de la Plaj Bio, mă refer, au apelat la un avocat care să-i reprezinte cumva în instanță, pentru că au fost și dedați în judecată. Și la vreo două săptămâni distanță, domnișoara Nicoleta, influencerița, alături de două dintre domnișoarele cu afectat tenul, și n-am stâncit atât acel platou. În platou era Nicoleta, care era și însărcinată, ceea ce evident că a fost un plus pentru ea, o problemă pentru Plaj Bio. Erau două, trei domnișoare din astea care ar fi avut la un moment dat tenul foarte afectat de creme. Mai intra și o domnișoară pe telefon și tot prin telefon era și avocata cel de la Plaj Bio. Evident că avocata, unul că nu înțelegea domeniul, era evident că nu folosea creme de genul ăsta. Și era evident că nu are un vocabular care să poată combate pe cineva, pe un influencer care vorbește foarte mult pe Instagram. Și începuse avocata să vorbească despre expertize, despre nu știu ce procedee juridice, evident că nu interesa pe nimeni. În timp ce Nicoleta, care știa să vorbească destul de bine, nu conta ce, vorbea. Și a fost vreo oră jumate cât a durat emisiunea aceea la care m-am uitat, a fost un fel de umilire publică, pentru că despre asta vorbim în această sesiune. A fost o umilire publică în care cei de la Plaj au ieșit super, din care cei de la Plaj au ieșit super, super, super nasol. Bun, acum, vânzările de la Plaj s-au dus de aici în jos până la a mai avea câțiva clienți. Dar ce este foarte interesant. În continuare. Bun, lumea vorbește în târg că ar fi niște companii în spate care au plătit aceste... Repet, deci, la Mihai Gâdea în emisiune ajungi doar dacă cineva dă niște bani. Asta este clar. Cineva dă niște bani, aici nu se știe foarte bine cine, există niște zvonuri, dar nu, nici măcar nu contează, pentru că ce trebuie să știe companiile și liderii de companii și oamenii în general este că trebuie să-și protejeze imaginea indiferent de unde vine atacul. Indiferent de unde vine atacul. Bun, acum, repet, ei nu au mai vândut nimic. Dar ce este foarte interesant este că au ajuns în instanță. Ioana a fost chemată și la poliție, la un moment dat a prins-o unul într-o benzinărie și a fugărit-o pe acolo și a zis că omoară domnișoarele cu cremele și toate povestea de genul ăsta. Adică situația a escalat de dat spre un context complicat. Iar cu toate ANPC-urile, cu toate instituțiile statului care au stat acolo și au verificat și cu toate analizele făcute pe produs și cu poliție și cu judecată și cu ce mai avem noi, practic, n-au descoperit nimic în neregulă pe acele produse. În aceste momente, Ioana Marinescu, cu care ar trebui să mă văd săptămâna viitoare marți, așteaptă decizia instanței de a închide procesul. Pentru că n-au descoperit nimic. Dar ce este super interesant este că, pur și simplu, compania acestei drăguțe doamne, până la urmă, că mi se pare o persoană ok, compania ei, practic, în aceste momente nu mai există. Și tot a pornit de la problemele internetului și de la cum poți să folosești un influencer ca să-ți distrugă imaginea la modul real. Acum, care este problema din punctul meu de vedere și poate este un lucru la care ar trebui să ne gândim cu toții? Pentru că fiecare dintre noi avem o imagine publică, fie că vrem, fie că nu vrem. În momentul în care îți faci un cont de Facebook, ești acolo. Chiar nici măcar nu contează. Nu poți să alegi dacă ai sau nu ai. Nu poți să alegi dacă lumea te va urmări sau nu. Nu poți să alegi dacă vor scrie sau nu vor scrie despre tine. În momentul ăsta, practic, ești acolo, ești în față și vrei să închei o afacere, vrei să mergi la un interviu, vrei să-ți iei un job. Problema este că trebuie să învățăm să ne construim imaginea foarte puternic înainte de orice zvon, orice problemă, indiferent cine suntem, cât de mici, că avem acum 20 de ani sau că avem 40 de ani sau contează mult prea puțin.
Din păcate, Ioana a trăit asta pe propria piele, pentru că, dincolo de produsele atacate, au atacat-o pe ea direct. Și ea n-a avut o imagine construită foarte puternic înainte, pentru că singura ei metodă de marketing a fost să își vândă produsele prin acești influenceri. Ei, problema este că acești influenceri sau calitatea celor pe care îi urmăresc, nu, reformulez. Problema este că atunci când pleacă influencerul, îți pleacă și clienții. Aici a fost toată problema, pentru că în momentul în care a apărut criza, toți cei care au ajutat pe ei au plecat. Nimeni n-a vrut să-și mai asocieze numele cu Ioana și cu produsele ei, motiv pentru care, practic, ăștia și-au luat și urmăritorii și clienții și tot ce a rămas în, a rămas descoperită. Deci este foarte important în această lume, știu că este un lucru pe care oamenii îl înțeleg mai puțin, dar în această lume este foarte, foarte important să învățăm cum să ne construim niște imagini respectabile în mediul de business și nu numai. Repet, pentru un interviu, pentru un job, pentru un contract, pentru o afacere, contează practic tot. Contează cum suntem văzuți în mediul online, contează ce postăm pe Facebook, contează ce fel de fotografii postăm pe Facebook, contează cu cine ne aliniem, la ce idei ne afiliem. Este clar că dacă am un Instagram public și el este plin de fotografii de la petreceri în care probabil am băut cam mult, probabil că atunci când voi merge la un client să semnez un contract sau la un interviu să dau un job, vă garantez că oamenii ăștia se vor uita și vor vedea. Și dacă vor vedea astfel de informații, va fi o problemă. Deci este foarte important să înțelegem că în aceste momente, practic tot ceea ce facem și spunem contează. Este foarte important să înțelegem că percepția se formează chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem. De exemplu, percepția se formează în 6 secunde, zic studiile. Și au și fost făcute niște studii foarte interesante în acest sens, undeva prin, apropo de vestimentație, știți, undeva în, prin 1950-60, a fost luat un domn care a fost îmbrăcat în costum și la culoarea roșie a semaforului a traversat. A doua zi a fost îmbrăcat același domn în training și la același semafor, pe aceeași culoare roșie, a traversat. Ce au vrut să vadă este impactul pe care acest domn îl avea atunci când era îmbrăcat în costum față de momentul în care era îmbrăcat în training. Ei, de 3,4 ori mai mulți oameni l-au urmat când era îmbrăcat în costum. Toate aceste informații ne spun că, de fapt, omul, până la verifica cine suntem, ce facem, ce rezultate avem la job-ul anterior sau ce rezultate avem în contractul anterior, își formează anumite percepții și le face involuntar. Eu, când mă întâlnesc cu cineva, mă uit din capul în picioare cum este îmbrăcat involuntar. Nu înseamnă că voi decide imediat sau voi decide rațional dacă voi lucra sau nu cu el, dar îmi este clar că dacă suntem la o întâlnire despre, nu știu, criză de imagine și tu vii în papuci, cred că este o mică problemă. Sau dacă tu ai fost implicat într-o criză de imagine și am avut astfel de situații, am avut astfel de clienți care nu mi-au plătit facturile decât cu somații de plată. Deci oameni care au fost în criză de imagine și care nu își plăteau facturile. Toate aceste detalii fac diferența. Fac diferența și oamenii își construiesc percepții în funcție de aceste aspecte pe care noi le facem. Acum, nu spune nimeni să ne gândim, bă, uite, ar trebui să mă gândesc numai la ce spune lumea. Ar trebui să fiu atent la ce spune lumea. În niciun caz, nu despre asta este vorba. Ar trebui să fim cât se poate de autentici, dar ar trebui să avem puțină grijă de niște, hai să le zicem, reguli scrise sau mai puțin scrise ale societății. Pentru că oamenii vorbesc. Oamenii vorbesc și cu cât informația este mai negativă, cu cât bârfa este mai suculentă, cu atât informația va fi transmisă mai repede și mai ușor. Și presupun că fiecare de aici își dorește să aibă o viață frumoasă și ușoară. Presupun că fiecare ne dorim să avem un job mișto în care să fim respectați sau să avem o afacere faină. Corect, dar contează foarte mult
da, să ținem cont de etichetă, de modul în care vorbim, de modul în care ne îmbrăcăm, de ceea ce facem în mediul online, de ceea ce postăm pe Facebook, de ceea ce postăm pe Instagram, de un cont pe LinkedIn. Este foarte important să avem un cont pe LinkedIn. Pentru că toate aceste aspecte contează. Este foarte important că, apropo de blogging și vlogging, nu toată lumea poate să ajungă influencer. Să ne înțelegem. Nu e că este simplu. Adică știu că arată super bine meseria asta din exterior, dar în spatele acestei meserii sunt ani de muncă ca să ajungi să fii urmărit de... Sunt ani de muncă. Dar, de exemplu, dacă ai o activitate faină și ai un blog unde scrii ideile, garantat cel care te urmărește își va forma o imagine bună despre tine, mai bună decât cel care nu are blogul și nu își împărtășește idei. Deci, cumva, ce trebuie să înțelegem este că lumea s-a schimbat și s-a schimbat pentru că internetul a permis asta. Practic, acum poți să afli orice despre oricine. Informațiile negative rămân. E al naibii de greu să ștergi o informație negativă despre Google. Este al naibii de greu să ascunzi o postare negativă de pe Facebook. Chiar dacă ai șters-o, niciun fel de problemă. Cineva ți-a făcut un print screen, care-i problema? Ele rămân acolo. Tot ce este acolo, rămâne acolo la un moment dat. Rămâne acolo și se poate întoarce să ne urmărească, să ne facă în momentul în care ne așteptăm mai puțin. Și v-am dat aceste exemple de crize de imagine. Știu că acum probabil că mulți se gândesc bine, dar alea sunt companii. Da, evident, dar principiul rămâne același, că nu știi când te poate lovi. Că ești persoană fizică sau companie, nu știi când te poate lovi. Și odată pus eticheta de persoană neserioasă, de om mai puțin corect, de hoț, de cum vrei, aia nu mai schimbi. Poți să folosești detergent și apă, să faci dușuri, eticheta negativă a rămas. Atunci, sfatul meu pentru voi, pentru că trăim, din punctul meu de vedere, într-o societate din ce în ce mai superficială. Sfatul meu pentru voi este să aveți mare grijă cum vă construiți imaginea proprie, gândindu-vă la obiectivele pe care le aveți ca viață profesională în următorii 5, 10, 15 ani. Pentru că vremurile în care spunea lasă-mă că ce fac în liceu, rămân în liceu, nu mai sunt așa. Acum există aceste rețele de socializare unde, care, din punctul meu de vedere, fac destul de mult rău și care pot fi folosite într-un mod total negativ de către oamenii care și vor să ne facă rău. Și acestea fiind spuse, dacă există întrebări, eu vă rog frumos să mi le adresați. De unde puteți învăța să vă construiți imaginea proprie și cum? Există un milion de cursuri gratuite pe internet. Începeți să căutați, să citiți, pur și simplu. Să citiți cum să-mi construiesc propria imagine. Da, încercați să căutați cursurile din limba engleză. How to build a brand or how to build a personal brand. Sau există pe Google, există sfaturi, există site-uri, începeți cu lucrurile foarte simple. Dacă mă întrebați pe mine acum repede la prima impresie, repet, un cont de Facebook curat, un cont de Instagram curat și un cont de LinkedIn. Și deja este mult mai mult decât varianta clasică, să nu-ți construiești nimic. Deci acestea ar fi sfaturile mele, dar puteți găsi pe Google, puteți găsi tot felul de articole, informații, cursuri gratuite despre cum să-ți construiești propria imagine. Trebuie doar să le căutați. Adică, practic, să vă mutați imaginea, și perspectiva în acea direcție. Apropo de imagine, ce v-aș sfătui să nu folosiți în spațiu public, acum gândindu-mă? Subiecte politice. Doar dacă vreți să activați în politică. Dacă nu, politicul împarte oamenii, ăsta e rolul său, bun și rău. Verde și negru, alb și galben și roșu, în fine, în funcție de culorile fiecărui parte din parte, eu scoate politica. Religia, mi se pare un subiect care naște controverse și care n-ar trebui să se întâmple în spațiu public.
COVID, nativ, se întâmplă în spațiu public ca subiect postări pe Facebook și din astea în niciun caz. Deci, de obicei, subiectele care pot fi foarte, foarte controversate, încercați să le evitați din comunicarea voastră, pentru că nu sunt ok. Dacă mai este posibil ca plaja să revină, din punctul meu de vedere, nu. Sau nu, cel puțin acum. Ca metodă pe care eu o văd pentru ei este să înceapă să iasă în public din nou și să încerce să spună povestea punând accentul pe faptul că au fost achitați de către instanță. Cumva dintr-o perspectivă de genul, băi, uite, au tras în mine de pe toate canalele, posibile și imposibile și cu toate armele și am rezistat. Asta îți poate un pic reașeza contextul de business, dar din punctul meu de vedere să revină acolo repede, nu. Pentru că s-a produs prea mult rău, percepția s-a format și e greu să reconstruiești. O primă întrebare care se pune aici și o întrebare care mi se pare foarte interesantă este dacă nu pot face un rebranding, că se schimbe numele companiei cu totul. Ei, răspunsul este nu și o să vă spun și de ce. Există o agenție de turism care se numește Perfect Tour și care este condusă de o doamnă pe care o cheamă Păcuraru, care este soția unui domn Păcuraru. Care domn Păcuraru a avut ceva probleme de la DNA, nu știu, acum mulți ani. Și în momentul în care omul a avut probleme la DNA, fiind parte la PNL, dar nu-i foarte relevant la ce partid a fost, le-au blocat conturile, le-au pus proprii, deci a fost un întreg circ. Și a fost și agenția afectată. Ei, problema este că în momentul în care a fost la agenția afectată, s-au gândit să facă un rebranding, să transforme din Perfect Tour în Perfect Journey, sau în Perfect nu știu ce, nu contează. Doar că toată lumea știa că e rebranding și cum schimba numele companiei, cum mai apărea un articol care spunea că familia Păcuraru încearcă să-și rezolve problemele de business păcălind și schimbând numele companiei. La fel este și aici, poate să facă un rebranding, nici un fel de problemă. Dar toată lumea știe că va ști că este tot Ioana Marinescu, tot Plajbio care s-a rebranduit și încearcă să facă ce. O variantă foarte... foarte simplu, nu dau seama cât de încântat ar fi ea, ar fi să facă un pas în spate, evident. Să facă în continuare produsele, să lase pe altcineva în față și aia. Și să încerce acest rebranding pe partea asta. Dar, din nou, până nu adresez problema, adică să explici totuși ce s-a întâmplat, va rămâne acolo. Deci răspunsul meu este că nu cred că poate să revină. La același nivel, în schimb. Mersi frumos, Ionuț. Măi, acum, aici o întreagă discuție despre carieră, care poate fi făcut oricând. De principiu, sunt două variante. Este varianta jobului sigur sau varianta căii bătătorite, care este foarte ok. Marea majoritate a celor din jurul meu au ales acest drum și este foarte în regulă, sunt super fericiți, au o viață foarte mișto, e ok. Pe de altă parte, dacă ai niște pasiuni un pic mai diferite și dacă vrei să faci lucrurile diferit, trebuie să te înarmezi cu două aspecte care mi se par foarte importante. Unul este răbdare, multă, și doi, foarte multă perseverență. Practic să nu renunți, chiar dacă la un moment dat vei fi tentat să o faci. Dacă crezi într-adevăr în direcția ta și crezi în... Știți cum spun americanii prin filme, prin seriale, dacă crezi în visul tău. Cumva cam despre asta este vorba. Dacă ești acolo și crezi cu adevărat că poți să ajungi unde ți-ai propus, să nu renunți. Dar evident, nu înseamnă să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite, că asta era definiția prostului. Ce înseamnă să te adaptezi situației, dar cu mare, mare atenție la obiectivul final și să rămâi concentrat pe acela. Nu este foarte simplu. Vă spun sincer, au fost multe momente în care inclusiv eu am vrut să renunț. Am vrut să mă sucesc, am vrut să mă
Da? Motivația forte. Motivația mea forte ține un pic de ego. Și eu îi zic ego pozitiv, dar tot ego este, tot orgoliu este, și anume că frica mea cea mai mare este să fiu banal. Și atunci, practic, tot ce am făcut a fost să fac lucrurile diferit față de cei din jurul meu. Dacă omul mergea spre dreapta, eu mergeam spre stânga. Și evident că acest ego se manifesta și în momentul în care venea cineva și îmi spunea, băi, nu poți să mergi pe stânga, că nu se poate. Și în momentul în care cineva îmi spune, fără niște argumente cumva raționale, băi, că nu pot să fac un lucru, îl fac mai mult ca să-i demonstrez că se poate, că s-a putut. Și eu în jurul meu am fost înconjurat, cum am spus, de oameni care au făcut lucrurile corect, au făcut lucrurile normal, s-au dus pe drumul cunoscut, bătătorit și ei, au încercat să mă tragă de la familie, prieteni, să-mi zică, băi, hai încoace, unde te duci de nebun în partea aia? Dar cumva această frică de a fi banal, de a fi ca oricine altcineva, m-a forțat să merg mai departe. Și nu m-am uitat înapoi de foarte multe ori. Adică dacă am simțit că ceva nu e pentru mine, mi-am luat bagajul și am plecat. N-am stat să analizez prea mult, să zic, bă, gata, ok. Inclusiv din clienți politici, inclusiv din orice. Da, frica mea a construit. Cred că fiecare dintre noi, mulțumesc frumos, cred că fiecare dintre noi avem frici și cred că este bine să vă identificați. Acum eu în permanență am cerut ajutorul oamenilor din exterior pe partea asta. Că a fost coaching, că a fost psihoterapie, că a fost... Pentru că știți ce se întâmplă? De fapt, noi trăim într-un... mă uit imediat și răspund. 90% din timp noi trăim în creierul nostru. Și când trăiești în mintea ta, practic nu ai prea mult orizontul, pentru că ai senzația că totul se întâmplă acolo. Ei, și te poate ajuta un coach sau un psihoterapeut este să ieși un pic din partea asta, să începi să vezi, să faci un pas în spate. Nu este foarte simplu. Și atunci îți identifici fricile. Cu toți avem niște frici, dar primul impuls al nostru este să, gata, am frica asta, hai să o înnăbuș. Eu, sfatul meu pentru voi este, dacă ți-ai cunoscut o frică, să o folosești. Eu am folosit-o așa. Asta depinde foarte mult de fiecare. Sfaturi pentru tinerii care vor să-și construiască în ce domeniu? În partea de consultanță de PR? Dacă asta este... Dar, de fapt, pot da sfaturi pentru orice domeniu. Păi, în primul rând, trebuie să citească foarte mult despre acest domeniu. Și, dacă veți, vă pot recomanda niște cărți care să înceapă. Și haideți să vă și scriu. Cine este pasionat de PR, să citească tot ce găsește de la el. Bine. Asta. Sunt, de fapt, văd trei cărți, Marcelac. Să vă spun de ce de la ăsta. Pentru că ăsta este cel care a inventat această meserie acum 100 și ceva de ani. Când vine cineva și îmi spune că PR-ul face parte din marketing, îi spun că, bă, prima definiție a relațiilor publice a fost înainte prima definiție de marketing, ca să fim corecți. Omul ăsta, Edouard Bernet, a murit la 104 ani. La 100 de ani oferea consiliere cu 1000 de dolari ora. Și a fost nepotul lui Sigmund Freud. Practic, ce a făcut el a fost să ia scrierile lui unchiului său și să le transpună în activitatea de relații publice, poziționând activitatea drept știință socială. Și asta este și acum, de fapt. Ea este o știință socială, ține de psihologia maselor și de cum influențezi percepția maselor. Asta face PR-ul. Nu o obține apariți în presă, cum credeam eu. Deci ăsta ar fi un prim pas. Citiți foarte mult despre acest domeniu, pentru că este un domeniu fascinant. Apoi, din acest domeniu mare, trebuie să alegeți ceva. Unii fac consultanță de strategie, alții fac comunicare propriu-zisă, adică scriu articole. Alții fac crize de imagine, alții fac... E vast. E bine să alegeți ceva cu care să rezonați. Dar alții fac postări pe Facebook, alții fac videouri. Repet, este foarte vast. Iar punctul 3 este să începeți să oferiți consultanță pe bune. Acum, evident că la început vă garantez eu că nu o să vă angajeze nimeni. Că așa e frumos.
Așa se întâmplă. Dar ce puteți face este să mergeți la cei pe care îi cunoașteți și poate au o companie, două, mai micuțe, și să o faceți pe gratis. Eu așa am făcut. Am început pe gratis. Și le spuneam, bă, uite, fac asta. Hai să facem împreună. Cumva mi-am dezvoltat un portofoliu. Am văzut cum gândesc ei. Am luat feedback-ul din concret la potențialii clienți și abia apoi am trecut la partea de bani. Acestea ar fi sfaturile mele. Mulțumesc frumos, Ionuț. Mulțumesc frumos, Alina. Deci mă puteți găsi pe Facebook. Da, acolo îmi puteți, vedeți că am deja 5.000 de prieteni și o să accept, cred că e greu să accept prietenii. Dar mă puteți găsi pe Instagram, mă puteți găsi pe LinkedIn. Pe LinkedIn, în principiu, sunt cel mai activ. Oriunde, cu plăcere, oricând, întrebări, idei, fără niciun fel de problemă, povestim. Mulțumesc și Olivia. Mulțumesc mult, Radu. Mulțumim pentru frumoasa prezentare. Bănuiesc că studenții noștri au fost foarte încântați de prezentarea ta. Te mai așteptăm la diferite întâlniri. Oricum le-am promis studenților că la sfârșitul fiecare semestru o să avem o întâlnire cu oamenii în mediul de business. Și o să mă țin de promisiunea asta, așa cum o fac de fiecare dată. Și sper că o să fie alături de noi în continuare și pe parcursul mai multor întâlniri. Mulțumim frumos, dorim succes tuturor, studenților baftă în sesiune. Ție, Radu, succes în tot ceea mulțumesc. Ce faci. Mulțumesc și vouă. Și să aperi binele în viață. Promit că încerc. Să date multe. Mulțumim frumos, numai bine. Vă mulțumesc și eu. Și o zi minunată. La revedere. Să date, la revedere, Radu.